Bună ziua tuturor! V-ați întrebat vreodată dacă este important să știm ce punem pe pielea noastră? Da. La ce vă uitați prima dată când citiți un ingredient de pe un produs cosmetic? În faptul că nu știu ce scrie acolo. Super! Numele meu este Dina Neguș. Sunt farmacist de profesie. Sunt trainer certificat internațional de către compania Secret. Și astăzi am venit ca să povestim mai multe despre ceea ce punem pe pielea noastră. Și de fapt să înțelegem ce sunt acele ingrediente cosmetice sau la ce ar trebui să ne uităm. Că de înțeles nu o să le înțelegem pe toate, dar măcar să știm la ce să ne uităm. Știați că pielea noastră absorbe undeva până la 60% din substanțele chimice, din produsele cosmetice, iar aceste substanțe ajung direct în sânge? Știați că o femeie folosește undeva în jur de 12 produse cosmetice sau de îngrijire personală care însumează 168 de substanțe chimice diferite? Să știți că este o cifră exactă, adică o femeie clar folosește 12 produse cosmetice pentru că noi folosim mai multe, chiar și de machiaj, și, da? Deci 12 e o medie, că putem să folosim mult mai multe. Știați că folosim produsele convenționale zilnic, corpul nostru absorbe undeva 2 kg de substanțe chimice în fiecare an? Și eu am zis, wow! Deci când am văzut aceste cifre, am zis, nu m-am gândit niciodată că pot fi cifre atât de mari. Și haideți să vedem care sunt substanțele nocive sau la ce ar trebui să ne uităm pe eticheta unui produs și ce să nu conțină. În primul rând, să nu conțină parabeni. Ce sunt parabenii? De fapt, sunt niște substanțe care sunt menite să mărească termenul de valabilitate. Este normal ca orice companie cosmetică să încerce să mărească cât mai mult termenul de valabilitate al unui produs, dar în momentul în care adaugă parabeni, aceștia sunt dăunători pentru pielea noastră. Apoi, să ne uităm să nu conțină SLS. SLS-ul găsiți sub mai multe denumiri, fie sodium laurit sulfat, fie sodium laureat sulfat. Cam tot același lucru este, ce este de fapt un agent chimic care este pus în produsele cu care noi spălăm vasele sau spălăm pe jos, de exemplu, pentru că produce spumă. Cei din industria cosmetică au văzut că produce spumă și atunci au zis, dacă adăugăm într-o cantitate mică în produsul cosmetic, nu dăunează pielea. Corect. Doar că noi ne spălăm cu gel de duș în fiecare zi, ne spălăm cu șampon tot la 2-3 zile și atunci, folosind timp îndelungat, încep să ne apară diferite alergii. Ne apare mătreața, poate ne mănâncă pielea și zicem, dar folosesc exact aceleași produse. De ce se întâmplă asta? Din cauza SLS-ului. Întrebarea este, ți-ai spălat fața cu detergent de spălat vase sau de spălat pe jos? Nu. Așa zic și eu, într-adevăr. Și atunci, pentru mine este foarte important, citesc toate etichetele produselor cosmetice și vă îndemn să mergeți acasă, să luați, de exemplu, gelul de duș, să luați șampon. Ce m-a uimit în ultima vreme, pentru că, sincer, nu mă prea uitam pe pasta de dinți și nu m-am gândit vreodată că vreo pastă de dinți poate să aibă SLS și am descoperit în ultima vreme pasta de dinți cu SLS. Și o să vedeți că SLS-ul este al doilea după apă. Întotdeauna ingredientele produselor cosmetice sunt trecute pe etichetă în ordine descrescătoare. Deci ce este primul? E în cantitate cea mai mare, care este ultimul? Este în cea mai mică cantitate. Și o să vedeți, SLS-ul este al doilea. Uitați-vă pe gelul de duș, uitați-vă pe șampon, uitați-vă pe pasta de dinți și o să fiți uimite. Eu când am auzit despre acest SLS și m-am dus acasă și am citit ingredientele de pe produsele cosmetice, cred că 90% dintre ele aveau SLS. Și atunci, acum mă uit foarte, foarte mult la asta. Deci, la ce să ne uităm, da? Să fie fără parabeni, să fie fără SLS, să fie testate hipoalergenic. Pentru mine este foarte important și să nu fie testate pe animale. Și, bineînțeles, să aibă ingrediente cât mai naturale. Unde trebuie să dau? Către calculator? Da? Bun. Și astăzi am ales să vorbesc despre aceste minerale de la Marea Moartă. De ce? Pentru că de 3 ani de zile am ales să-mi asociez numele cu o companie care produce cosmetice cu ingrediente de la Marea Moartă și o să vedeți imediat de ce. În primul rând pentru că am avut
foarte multe rezultate pe mine, pe soțul meu, pe cei din familie și, în al doilea rând, pentru faptul că mineralele de la Marea Moartă au mai multe beneficii. Dar înainte de a povesti despre aceste beneficii, vreau să dai drumul la un filmuleț. Este un filmuleț scurt pe care o să-l urmărim împreună. Este pe YouTube, la Cus Andrei de YouTube. Stai că vine acolo. Leaving an abundant replenishment of salts and highly concentrated minerals. The Dead Sea contains over 26 unique minerals, 12 of them exclusive to only this sea. These salts and minerals are what gives the Dead Sea its healing ability. The entire environment has been therapeutic for so many people with skincare problems, such as acne, eczema, psoriasis, dry skin, or those simply looking to stay ageless. It is the ability of the Dead Sea's minerals to rejuvenate and revive our skin. And that is the secret behind our amazing products. We understand your skin is extremely important, and this is why Secret's products nourish your skin with the highest quality ingredients, including essential oils, vitamins, plant extracts, and of course, our Dead Sea minerals. Secret's mission is to offer superior skincare products which provide remarkable results you can see and feel. This is why we have, and will continue to use, the newest technologies and advancements to revolutionize the skincare world. Deci ați văzut că avem cel mai mare și mai complex organ al nostru, care este pielea, și din această cauză este foarte important să avem grijă de ea. De ce Marea Moartă? Pentru că este situată în cel mai jos loc de pe Pământ, la minus 417 metri sub nivelul mării. Din această cauză acumulează concentrații foarte mari de minerale. În Marea Moartă se găsesc peste 26 de minerale, 12 le găsim exclusiv acolo. Le găsim exclusiv acolo, nu se găsesc în niciun alt loc de pe Pământ, decât la Marea Moartă. Nu știu, ați fost vreodată la Marea Moartă? Nu. Am înțeles, nici eu n-am fost, dar îmi doresc să ajung, am înțeles că în momentul în care ieși din Marea Moartă, pielea ta este atât de hidratată și ai acea senzație de moală, de catifelat, este absolut extraordinară. Din această cauză, undeva în jur de 2 milioane de oameni merg anual la Marea Moartă, tocmai pentru a beneficia de tot ceea ce Marea Moartă poate să ne aducă. Persoane cu psoriazis, persoane cu acne, cu diferite boli de piele, merg acolo tocmai pentru a-și trata aceste probleme. Pentru că mineralele hidratează profund, îmbunătățesc renoirea pielii, bineînțeles, protejează împotriva radicalilor liberi și, bineînțeles, că ne întineresc pielea. Da, nu știu, deci nu mai merge. Da, dă-mi un pic din calculator. Cred că ai lăsat încă YouTube-ul deschis și pe partea aia, deși cred că de aia nu merge.
pentru pielea noastră. Și să știți, doamnelor, că pielea pe care o expunem cel mai des atât la frig cât și la soare este pielea de pe față și pielea de pe mâini. Și se zice că mâinile, de fapt, ne trădează anii. Adică poate cineva să-și dea seama de vârsta noastră uitându-se la mâinile noastre. Așa că e important să avem o piele hidratată pe mâini. Produsele noastre conțin alge marine, bineînțeles, care sunt foarte bogate în proteine și în carbohidrați și, bineînțeles, în vitamine. Ce fac ele? De fapt, tonifică foarte bine pielea și reduc sau încetinesc îmbătrânirea ei, ca să spunem așa. Iar vitamina A, care se găsește în algele marine, regenerează, produce acea regenerare celulară. Nămolul de la Marea Moartă este foarte important, pentru că el relaxează corpul, îmbunătățește circulația, este un foarte bun balsam pentru păr și ne mândrim cu faptul că avem șampon și balsam cu nămol de la Marea Moartă, care este pentru orice tip de păr și este foarte, foarte hidratant. Și exact cum ziceam, ajută persoanele cu psoriazis, dar și reduce celulita. Așa că de asta se fac împachetări cu nămol. Marea majoritate a produselor noastre conțin vitamina A, vitamina E, vitamina C. Toate, bineînțeles, pentru hidratare, pentru netezirea tenului. Să ziceți cum se simte crema, că am văzut că încă mai dați pe mâini așa. Cum se simte? Foarte fină. Foarte fină. Foarte bine. Avem la această gamă trei variante de miros. Aceasta este cu lapte și miere, mai avem cu rodie și un ocean mist, care este așa fresh de ocean. Bun. Extracte din plante. Aloe vera este un ingredient hidratant foarte bun. Deci, unde vedeți în crema, aloe vera înseamnă că oferă o hidratare foarte bună a pielii. Rodia, care este un fruct care conține acid elagic, ce face el? Combate radicalii liberi. Și am văzut că în ultima vreme, ajută și la depigmentarea petelor cauzate de soare, dar am văzut că în ultima vreme foarte multe produse se bazează pe rodie sau au ca și rodie, ca și ingredient rodia. Iar rodia este foarte bună pentru noi, femeile, sporește și fertilitatea și are multe beneficii pentru noi femeile. Mușețelul este pentru pielea sensibilă, deci dacă aveți o piele sensibilă să căutați ceva care conține mușețel, are și acțiune antiinflamatoare, asta înseamnă că merge foarte bine și la persoanele care au acne, de exemplu, sau cuperoză, sau, da? Bun. Ulei de cocos. Acesta are ulei de cocos în el, care, bineînțeles, reduce inflamațiile, reduce iritațiile, dar și hidratează orice ulei, de fapt, hidratează foarte bine. Ulei de sâmburi de struguri, unt de shea. Unt de shea, deci dacă vedeți într-un produs să conțină unt de shea, untul de shea este regele unturilor. Hidratează și regenerează pielea. V-am adus loțiunea, variantă de loțiune care intră foarte repede în piele, dar avem la stand unt de corp care este pe bază de unt de shea. Este absolut senzațional. O să vă dau, dacă treceți pe la stand, să-l testați și pe acela, pentru că hidratează foarte bine, dar ce-mi place la el? Că nu lasă pielea uleioasă. Adică te aștepți, ca fiind ceva gras, să-ți rămână pe piele și să nu mai poți să scapi de el. Nu. Intră foarte repede în piele. Apoi, pentru că ani de zile m-am confruntat vara cu această problemă și când apărea soarele prima dată, mi-apăreau imediat și mie petele pigmentare, în mod special pe aici, prin barbă, eram toată neagră, dar nu mă făceam nici neagră încât să fiu faină și să zic că m-am bronzat la soare, ci mă făceam plină de pete. Și nu înțelegeam de ce. Petele pigmentare sunt acele pete maronii, probabil cele care tot așa aveți probleme cu petele pigmentare, v-ați lovit de ele vara, în mod special. Apar pe dosul mâinii, pe față, pe spate, pe umeri, da? Pot să apară din mai multe cauze. Am trecut deja la pozele mele, dar în mod special de la soare vara. Soțul meu a zis, i-am pus niște poze, o să și dau la ele, pentru că folosesc un ser care este pe bază de vitamina C, care și oferă luminozitate tenului. Pozele acestea sunt la 2 săptămâni. Nu sunt machiate pe niciuna din ele, nu sunt poze prelucrate. Odată au atenuat limile fine, acest ser, pentru că este pe
bază de peptide care stimulează producerea colagenului din piele. Dar ce am observat eu după ce l-am folosit, că vara nu mi-au mai apărut acele pete pigmentare. Am folosit acesta și, bineînțeles, am folosit și un peeling gel pentru față. Este un mineral rich peeling gel. O dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, îndepărtam pielea moartă, după care aplicam acest ser și, bineînțeles, recomand din martie până undeva în octombrie și SPF. Deci aplicăm pe față SPF pentru că este foarte important. Soțul meu a zis, n-ai niște poze cu tine, cu petele acelea, ca să vadă lumea, că nu ți-au mai apărut pete? La care răspunsul a fost, zic, că tu ai impresia că eu cu petele alea făceam poze? Adică puneam fond de ten mult pe față ca să nu se vadă și iată. Adică n-am nicio poză cu petele pigmentare, din păcate, pentru că nu știam cum să le ascund mai bine. Nu știam că o să vină la un moment dat în viața mea un produs care o să mă ajute și nu o să mai am probleme cu petele pigmentare ca să pot să pun poze. Așa că am pus doar varianta aceasta în care într-adevăr a oferit luminozitate tenului, atenua liniile fine. Vreau să vă spun că acum de două zile am făcut 41 de ani și mă uit în oglindă și la 35 eram... Mă uitam și mi se părea că am o față atât de îmbătrânită și vroiam să fac ceva, poate să-mi injectez ceva, poate că... parcă nu mai suportam. Acum la 41 vreau să vă zic că mă uit în oglindă, nu mă mai dau cu fond de ten decât în situații în care mă duc undeva sau e, dar în rest ziua nu mă dau cu fond de ten. Pentru că atât de mult îmi place fața mea și atât de mult îmi place cum arată și inclusiv cosmeticiana mi zice, bă, da, se vede într-adevăr că folosești produse de calitate și sunt foarte faine. Mă uit și mă admir așa și zic, Doamne, ce bine arată fața mea! Deci am ajuns de acolo, aici și de asta v-am spus că acum 3 ani de zile am luat decizia de a mă asocia cu o companie cu produse de la Marea Moartă sau de a mă asocia numele, pentru că știu exact ce promovez și știu exact ce beneficii au adus pentru mine, în primul rând. Dar o să vedeți și pe soacra mea, care n-am ales un model de 18 ani care să aibă un ten foarte întins, așa și să zicem că se dă cu cremă și care arată foarte bine, am ales-o tocmai pe soacra mea. Am aplicat aici o mască, Recover, noi o numim Botox in a Box. De ce? Pentru că este o mască care are efect de 8 până la 12 ore. Adică o aplicăm pe față, are o matrice de siliciu care pur și simplu întinde fața, întinde liniile fine. Mi-am folosit-o, de exemplu, la nuntă, am aplicat-o de dimineață ca să arăt foarte bine. Iar la fel, cosmeticiana mea mi-a zis că sunt astfel de măști, într-adevăr, pe care le aplică în mod special mireselor, doar că le cheamă cu vreo 3-4 zile înainte, le aplică masca, ea are fața înrușită vreo 2-3 zile și speră ca până la nuntă să-i treacă și să fie ok, tocmai ca să arate bine. I-am zis, cum poți să faci așa ceva? Zic, uite, avem asta pe care o aplici 15 minute acasă, se și vede la soacra mea că ea nu i-a întins acum față, că n-aveam cum să o scoatem de 20 de ani, bineînțeles, dar oricum se văd diferențele, adică puteți să vedeți și la obraz acolo sus cum s-a întins foarte bine și pe frunte, deci chiar cu rezultate bune și folosită în fiecare săptămână sau tot la două săptămâni se văd rezultate tot mai bune. Apoi avem o mască N4, este o mască magnetică, este pe bază de nămol. Este o mască care se recomandă în special pentru ten normal înspre uscat. De ce? Pentru că ea are și unt de shea în interiorul ei, hidratează foarte bine și atunci pentru un ten mix gras nu este recomandată. De ce? Care încărca mult prea tare tenul. O avem la stand, o avem ca și testare. Puteți să veniți să vedeți cum se simte. Ea se îndepărtează un pic altfel, se îndepărtează cu un magnet fără să atingem fața. Dar o să vedeți senzația, deci o testăm pe mână, nu testăm aici nimic pe față. Bun. Și aici îl vedeți și pe soțul meu, ca să ne intre piramidele. A avut niște probleme, o dermatită, atât la nivelul scalpului, cât și la nivelul feței. Pe față făcea ca o mătreață, în momentul în care vedea cu mâinile în barbă, se umplea tot pe el, nu putea să poarte nimic negru. Așa, de fapt, am început noi să folosim produsele Secret, pentru că am văzut testimoniale din state, care spuneau exact așa că dispare această dermatită. Eu, farmacist la bază, i-am zis, du-te măi de aici, că n-are cum să funcționeze. Adică,
din punctul meu de vedere, adusesem 5 creme de la farmacie, toate diferite, nu funcționa nimic. Deci nu-i dispăreau acele bubițe de pe scalp și de pe față. Și am zis, tu ai impresia că o să pun cu nămol și un unt de corp o să funcționeze? Adică alea cu substanță activă n-au funcționat și funcționează asta? Și a zis, hai să încercăm. Bine, hai să încercăm. Sincer, mai mult am încercat ca să demonstrez lui că nu funcționează. Și a început să scale cu săpun. S-a dat cu unt de corp, acela cu unt de șeia, în fiecare zi. După 5 zile, arăta așa. Adică s-au diminuat considerabil. Am crezut că mai am poze cu el, dar nu mai. Și am zis, ok, hai să vedem acum de ce funcționează. Și atunci le-am luat pe toate la rând, am început să citesc despre Marea Moartă, să citesc despre nămol, despre mineralele de acolo, despre muntul de șeia și am zis, are sens. Nu le-am mai scos din baie, deci acum cu ele se dăm fiecare zi. Vreau să vă zic că după ce am început să le testăm, cred că la vreo 2 săptămâni, am plecat în concediu în Egipt și nu le-am luat cu noi, că nu eram învățat să plecăm cu săpunul de acasă și cu, adică mergeam la hotel și foloseam ce era acolo. Pentru că nu ne uitam pe etichetă niciodată, foloseam ce era. Am stat 1 săptămână, am folosit produsele, a venit înapoi, era la loc. Și a zis, gata, din momentul ăsta, și am zis, de ce? Așa am aflat de SLS. Hai să vedem de ce i-au apărut, care i-a fost problema. Bineînțeles că toate produsele din hoteluri au SLS în ele, că asta este. Și din acel moment am scos tot din baie, nu mai folosește nimic decât acest săpun cu nămol și untul de corp. Bun, aici mai avem câteva poze, o să fie după cum psoriazis, la fel folosit săpunul cu nămol. Untul de corp și în unele cazuri când nu sunt acele răni, când este doar scoarța aceea de la psoriazis, avem un salt and oil scrub, este o sare, exact sare din Marea Moartă cu uleiuri. Sarea îndepărtează acea scoarță, după care uleiurile hidratează, dăm untul de corp și spălăm cu săpun cu nămol. Pentru că deviza noastră a festivalului și vă mulțumim pe această cale că sunteți alături de noi, suntem prima dată la București și am văzut că am fost primiți foarte bine și că ați venit în număr mare, iar deviza noastră este sănătos să stăm mai bine. Normal că trebuie să fim atenți dacă ne uităm la ce mâncăm sau ce bem, sau suntem atenți cum ne comportăm sau ce emoții avem, haideți să fim atenți și la ce punem pe pielea noastră. Și la ce produse folosim. Și să încercăm mai mult să, dacă citim, de exemplu, ingredientele produselor pe care le mâncăm, haideți să ne uităm și pe ingredientele produselor cosmetice și să citim și să ne informăm. Și măcar, ok, hai că nu mai iau asta care are SLS. Nu vă spun neapărat să cumpărați produsele noastre secret sau să luați numai de la mine. Eu am venit pentru că mi-e drag să le prezint și că am beneficii cu ele. Dar uitați-vă pe etichetele produselor. Uitați-vă ce folosiți, uitați-vă ce puneți pe pielea voastră. Pentru că ați văzut, acumulăm undeva în corpul nostru într-un an de zile 2 kg de produse. Știm cum, în funcție de fiecare produs pe care îl folosim. Și atunci haideți să fim mai atenți și aici. Pentru că echilibrul e foarte important. Și așa s-a și născut echilibrul în fest. Așa că să avem un echilibru în toate. Eu vă mulțumesc mult. Dacă vă doriți mai multe informații, mă găsiți la stand. Este exact standul de la intrare, imediat pe dreapta. O am și pe colega mea acolo să vă ajute și acum produsele, puteți să vedeți produse, mai puteți acolo și vă aștept de